Românii care vor să plece acum la muncă în străinătate pot primi clarificări la multe dintre nălămuririle pe care le au dintr-un ghid realizat de Ministerul Muncii. Și știm deja, sunt foarte mulți. Am văzut plecările în Germania, la cules de Sparanghel de acum două săptămâni. Știm că interesul lucrătorilor sezonieri a crescut și e firesc. Iar colega noastră, Luxandra Sândulescu, a citit documentul. Luxandra, bun găsit la ce ar trebui să fim atenți atunci când semnăm un contract pentru un job peste hotare. Te ascultăm. Bun găsit! Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să citim foarte atent contractul. Este îndemnul autorităților, valabil de altfel pentru oricine urmează să se angajeze, atât în țară cât și în străinătate până la contract, însă nu acceptați o ofertă din partea unei persoane fizice care nu prezintă dovada că este un agent autorizat. Ajungem așadar la un alt sfat al autorităților. Să apelăm la o agenție de plasare de forță de muncă dacă ne dorim un contract sezonier într-o țară străină. Atenție! Ca mediera dintre dumneavoastră și agenție să fie legală, agentul nu poate percepe nicio taxă din partea dumneavoastră, iar condițiile de plasare trebuie să fie clar stipulate într-un contract de mediere. Pe lângă contractul de mediere, cereți și acceptați jobul doar în baza unui contract de muncă pe care l-ați citit în prealabil și pe care îl semnați doar dacă sunteți absolut siguri de toate clauzele. Mai mult, aveți grijă să acopere drepturile dumneavoastră în calitate de angajat. Informați-vă individual despre zona în care urmează să ajungeți. Consultați site-urile ambasadelor și consulatelor. O listă completă a paginilor web o găsiți chiar pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Tot acolo găsiți și ghidul complet al lucrătorului român și numerele de telefon unde puteți suna pentru informații suplimentare venite din surse oficiale colegi, sunt curioasă pe voi ce v-a convins. Acceptați contractul de la Observator 12. Bună întrebare, Luxandra! Oricum ai punctat foarte bine și sunt foarte utile aceste sfaturi.